Drama răniților din Ucraina nu i-a lăsat nepăsător pe medicii din Timișoara. Spitalul din Odessa, unde sunt tratate victimele războiului, va primi de la Asociația pentru ATI Aurel Mogoșanu medicamente și materiale sanitare pentru terapie intensivă. În paralel, mai multe țări au pregătit centre de primire și tratament pentru pacienții ucraineni. Ajutorul cerut de medicii din Odessa i-a făcut pe colegii lor din România să se mobilizeze. La Timișoara s-au adunat pachete cu antibiotice, pansamente, dar și truse de chirurgie. Produsele au fost atent etichetate și transportate la Tulcea, de unde vor pleca pe cale maritimă spre Odessa. Ne-a trimis o listă cu lucruri necesare în noua extensie modulară a spitalului din Odessa. Și noi am achiziționat aceste lucruri, respectiv materiale sanitare și medicamente. România este pregătită să trateze răniții sau refugiații veniți din Ucraina. Potrivit Ministerului Sănătății, la nivelul întregii țări sunt alocate 3303 paturi pentru aceștia, dintre care 151 pentru cazurile care necesită intervenții chirurgicale. Ieri, 75 de ucraineni erau internați în unitățile medicale din țara noastră. Casa Națională de Asigurări de Sănătate a pus la punct un sistem de identificare pentru refugiații ucraineni. Va fi folosit pentru evidențierea serviciilor medicale care sunt efectuate pentru aceste persoane, încât ele să beneficieze de întreaga gamă de servicii. Sprijinul pentru pacienții ucraineni este organizat la nivel european. Peste 10.000 de paturi au fost pregătite la nivel UE. Un ajutor umanitar a venit și din Israel. Oficialii de aici pregătesc un spital de campanie în vestul Ucrainei, lângă granița cu Polonia. Vor fi tratați aici copii, bătrâni, dar și femei însărcinate. Nici Polonia nu a rămas indiferentă. Aproximativ 60 de copii ucraineni bolnavi de cancer au fost transportați cu un tren în această țară pentru a beneficia de tratament.